În primul rând, libertatea e cea mai importantă valoare a mea. Din topul valorilor personale, libertatea e cap de listă acolo. Să mie îmi place să fac bani. Bani. Așa pur și simplu. Aveam imaginea că, păi, milionarii au mașini de lux, au vilă cu piscină, adică imagini din astea de la televizor. Este imposibil să nu se lipească de tine ceva dacă stai într-un mediu în care se vorbește despre bani sau despre prosperitate. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult, am spus, a fost asta cu milionarul de lângă noi, că mi-a dat și mi-a reașezat niște convingeri. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la un nou episod Marca Educat și Bogat. Numele meu este Mihai Constantinescu, sunt gazda acestui podcast și am marea plăcere să o am astăzi în acest episod invitată pe Daniela Irimia. Daniela este antreprenor, trainer, performance coach și autor de cărți. Este implicată în dezvoltarea personală și profesională a oamenilor din organizații încă din 2013 ca training manager la Vision Consulting. Misiunea ei este să-i ajute pe oameni să se cunoască mai bine pentru că apoi să poată acționa mai bine. Din 2017 este fondatoare proiectului Femeia Independentă, unde încurajează femeile antreprenori să-și urmeze visurile și obiectivele, trăind în armonie cu valorile personale. Daniela este un promotor al educației financiare în România, scriind și vorbind despre relația cu banii, comportamentele sănătoase din punct de vedere financiar și independența financiară încă din 2013, în revista ei online gândeștepozitiv.ro. Trebuie să menționez totodată că acest podcast este sponsorizat de XTB, un broker cu activitate la nivel mondial, listat la bursa din Varșovia din 2016 și prezent în România din 2008. Prin XTB poți tranzacționa peste 5500 de instrumente financiare, precum acțiuni și ETF-uri cu deținere, cu comision zero, dar și instrumente derivate de tip CFD. Poți începe să investești începând cu 10 euro și 10 dolari. Cele mai apreciate ETF-uri și acțiuni internaționale cu deținere le găsești la XTB. Daniela, îți mulțumesc foarte mult. În primul rând, bună, și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și este o onoare să te am în acest episod, având în vedere toată experiența ta, atât pe zona de educație financiară, finanțe personale, dar și pe zona de dezvoltare personală. Bună, Mihai, și mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fiu în sfârșit aici cu tine și să avem această conversație. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și sunt sigur că va fi o discuție super interesantă. Aș vrea să le spunem celor care poate nu te cunosc un pic mai mult decât ceea ce am prezentat eu despre tine. Cine este Daniela Irimia? Ce ai făcut până acum și cumva care sunt planurile tale de viitor? Și asta pe scurt, da? Sunt, așa cum ai spus și tu, cred că prima pălărie este aceea de antreprenor. Am 14 ani de când fac antreprenoriat cu diverse afaceri, proiecte. Sunt un om care iubește oamenii, sunt un om care iubește educația și care a reușit să... De fapt, cam tot ce a realizat în viața asta a realizat pentru că am învățat. Pentru că m-am educat, pentru că am avut curaj, pentru că am ieșit din zona de confort, mi-am asumat niște riscuri calculate și sunt un om liber. Cred că asta e cel mai... Da, sunt un om liber. Sunt o femeie independentă, așa cum spune și proiectul meu de suflet. Apropo de proiectul tău de suflet, Femeia Independentă, Daniela Irimia se adresează mai mult femeilor sau... Nu are o segregare a categoriilor cui se adresează? Eu mă adresez oamenilor. Ok, mă gândesc. Se întâmplă, nu e chiar întâmplător. Hai să dau un pic mai mult context de ce am ajuns la Femeia Independentă. Pentru că eu lucrez foarte mult corporate și în sala de curs, unde mă întâlnesc cu sute, uneori mii, 1000 de oameni în decurs de un an, în sala de curs observ că sunt multe femei cu un nivel scăzut al stimei de sine, ceea ce le oprește în a-și manifesta potențialul. Nu au curaj să ceară o mărire de salariu, nu au curaj să avanseze în carieră, nu-și asumă roluri mai semnificative.
Pentru că ele însele nu sunt ok. Și de acolo mi-a apărut mie, de, păi ok, stai un pic, eu fac 2 ore cu ele. Și sunt extraordinar de încântate și mulțumite, doar că cu o floare nu se face primăvară. Correct. Și asta a fost ideea inițială cu care am început proiectul Femeia Independentă. Să ajut orice femeie. După care acest orice femeie, mi-am dat seama destul de repede că nu e chiar pentru oricine. Pentru că una este ce observ eu și alta este ceea ce vor ele. Și dacă e o lecție pe care am învățat-o destul de dificil în meseria asta a mea de a lucra cu oamenii, este că nu poți să obligi pe cineva să se dezvolte dacă nu vrea. Clar. Și atunci, oarecum, mi s-a creat nișa, e că au început să vină către mine, preponderent, femei antreprenoare sau freelancer, care înțeleg, unele, îți dai seama, care înțeleg mai bine că este o conexiune directă între stima de sine, încredere, dezvoltare personală, dezvoltare profesională și bani. Că până la urmă, cine se apucă să facă business, majoritatea oamenilor o fac și pentru că vor să câștige mai mult bani. Știi, nu doar că, bă, ce sunt eu super pasionată să fac goblen. Așa, și dacă mor de foame, nu e suficient. Și atunci, de 7 ani de când am început proiectul Femeia Independentă, am ajuns să lucrez preponderent cu antreprenoare și cu freelanceri, la dezvoltarea lor personală slash profesională, la mindset, la valori și credințe, inclusiv pe dezvoltarea afacerii. Deci, vrea sau nu vreau, am ajuns oarecum în direcția aia. Asta vorbesc, repet, cu pălăria de femeie independentă, pentru că în corporate, acolo eu fac training la fel pentru toată lumea și oricum grupele sunt mixte, lucrez cu echipe, n-are nicio diferență. Dar la femeie independentă, cam asta este targetul. Am lucrat și cu bărbați, cu rezultate foarte bine, foarte bune, dar și aici pun un asterisc, că trebuie să fii într-un fel anume. Și ca să vii către a alege să lucrezi cu o femeie, când piața e plină, până la urmă, de consultanți, trainer și așa mai departe, bărbați. Așa că... Da, dar există multă valoare adăugată și există și o valoare adăugată prin simplu fapt că vezi lucrurile din altă perspectivă și cumva aduci poate ceea ce bărbaților le lipsește, partea, nu știu, de empatie, de înțelegere. Nu neapărat că ne lipsește empatia, dar e poate un pic mai ascunsă, mai băgată un pic mai în interior. Dar s-a mai întâmplat altceva, dacă îmi permiți aici, cu bărbații care și-au trimis partenerele de viață la cursurile mele sau în sesiuni individuale. Da? Okay. Sau inclusiv mi-au dat poze cu cărțile, că le-am luat pentru nevastă mea. Ok, foarte bine, bravo, mă bucur. Foarte tare. Spune-mi, te rog, că vorbeai de pălăria ta de antreprenor și spuneai ca o concluzie a caracterizării tale că ești liberă. Și aș vrea să... ne povestești un pic mai mult ce înseamnă libertatea pentru tine și ce înseamnă succesul și pentru tine și pentru clienții cu care lucrezi. Da. Păi, în primul rând, libertatea e cea mai importantă valoare a mea. Din topul valorilor personale, libertatea e cap de listă acolo. Și nu-i fert chiar din totdeauna, dar de prin 2010-2011, așa, obiectivul meu și al partenerului meu, că e obiectiv comun, a fost independența financiară. Așa, voi, ok, noi muncim ca nebunii, dar de ce muncim? Pentru independență financiară. Și ea nu e bine de bine să fii independent financiar, așa zic. Că e... odată majoritatea celor care acced în zona asta de antreprenoriat o fac pentru că vor libertate de mișcare. Exact. Asta pot să aleg ce muncesc, cu cine, când, cât, pe câți bani și așa mai departe. Deci asta e o componentă. O altă componentă este aceea de a avea și tăria de caracter și mentală și emoțională, să trăiești conform propriilor tale valori. Adică să faci, hai să spunem, de fiecare dată, 90% din situații, că mai sunt situații în care, ok, ești constrâns, să faci doar lucrurile alea care sunt aliniate cu valorile personale.
Corect. Adică care îmi răspunde la nevoia de libertate, la respect, la iubire, la contribuție, la ce are fiecare acolo. Și asta este, din punctul meu de vedere, și definiția supremă a succesului, a fiecare să poată să facă, m-am trezit astăzi și să pot să aleg eu, muncesc sau nu muncesc? Vreau să iau clientul ăsta sau nu vreau? Vreau să stau acasă sau vreau să plec la mare? Vreau să... Deci orice, dar să ai libertatea de a alege. Și noi avem libertatea asta de a alege. Chiar dacă am ales astăzi, conștient, să registrez podcastul ăsta cu tine, dar e o alegere. Uite, aici mai vin în minte două lucruri. Primul, apropo de alegere, practic toți dintre noi, conștient sau inconștient, cred că ne dorim libertatea aceasta, dar cred că foarte puțini suntem dispuși să plătim prețul. Pentru că pentru a ajunge aici e un preț pe care trebuie să-l plătim. Poți să ne spui puțin despre prețul plătit pentru a ajunge la independență financiară? Ce a însemnat pentru tine? Da. A însemnat muncă, foarte multă muncă, determinare, adică și super multă perseverență, știi, nu doar muncă, că așa sunt foarte mulți oameni care muncesc și muncesc foarte mult, dar nu reușesc să acumuleze. Deci e nevoie și de muncă, e nevoie și de disciplină, este nevoie și de un stil de viață care să-ți permită acumularea, că dacă cheltui tot cât câștigi, nu o să reușești niciodată să acumulezi, să investești. Și la toate astea, fundația este educația, care este și educație formală, și educație non-formală, și emoțională, și psihologică, și spirituală, și așa mai departe. Adică e un cumul de foarte mulți, de foarte mulți factori. Dar tu ai spus foarte bine de preț. Pe de o parte sunt lucrurile astea pe care le spune toată lumea. Și e normal. Păi, ok, vrem să avem. Dar suntem dispuși? Adică sunt eu dispus să muncesc? Am avut ani, Mihai, în care și eu și Gianni munceam 12 ore pe zi, de luni până duminică, și după aia o luam de la capăt. Adică sunt vreo 3 ani, că din 2009 până în 2012-2013, în care dacă ne întreabă cineva ce am făcut, doar am muncit. Da? Deci atât, ne trezeam, plecam la muncă, ne întorceam de la muncă, ne culcam, citeam, da? Și o luam de la capăt. Pe lângă munca asta și acumulat și muncă, și aici, eu aveam afacerea mea, Gianni avea afacerea lui, adică important și asta, știi, nu lucram la Carrefour, la casă de marcat, adică făceam o muncă care și era bine remunerată. În paralel cu asta, am avut un stil, bine încă l-avem, un stil de viață modest. Adică noi stăteam în Berceni cu sora mea, deci eram trei oameni, într-un apartament din Berceni, vechi, de la de-al bunica style, și noi aveam 100.000 de euro în bancă, știi? Și plăteam chirie 150 de euro. Și tu evident că toată lumea te bate la cap, dar nu vă luați și voi o casă, dar nu faceți și voi. Clasic. Da, clasic, exact. Okay. Și nu făceam asta pentru că nu ne era clar, nu aveam clară viziunea. Adică asta e că noi nu știm exact ce vrem să facem cu viața noastră. Și în 2013 am luat, de fapt, decizia am luat-o mai din 2012, așa. În 2013 am plecat în Spania, în ideea să ne mutăm, să stăm la plajă, pe malul mării. Și aici, dacă îmi permiți, vă mai dau o povestioară care să completeze că această independență, care chiar nu ține numai de bani, ține și de a fi pregătit psihologic și emoțional să o duci. Și noi am plecat din Berceni și am ajuns în paradis, pe Costa del Sol. Da, efectiv, în paradis eram acolo. Am rezistat doar 4 luni. De ce? Pentru că era prea bine. Pentru că noi eram învățați să muncim 12 ore pe zi, de luni până duminică, și ne-am trezit acolo, dar cât poți să stai la soare și la plajă și să te plimbi? Munceam noi 2-3 ore online așa cât puteam. Și Dumnezeule, dar ce faci? Adică eu aveam 28 de ani și păi stai, cam pe 28, nu pot să mă pensionez de acum, adică
serios, noi ce facem? Deci, efectiv, nu am fost pregătiți pentru un stil de viață, așa cum spun unii, păi n-aș mai mișca un deget. Vă spun eu că nu e. Adică când stai o lună, două, trei, după care o să o iei din loc, că nu poți. Să stai degeaba. Neuronul, corpul să ne mișcăm, știi? Și ne-am întors în România, dar cu altă perspectivă asupra vieții. Adică fără munca aia de 12 ore pe zi. Și am reconfigurat tot traseul, lucru care ne-a adus și mai mulți bani, și mai multă libertate, și mai mult confort, și mai multă stare de bine, și mai mult echilibru, multe, 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 multe. Uite, tu deja mi-ai răspuns la următoarea întrebare pe care eu mai aveam. O idee cu care foarte mulți cei care se gândesc la independență financiară au concepția asta că dacă ajungi independent financiar nu mai faci nimic. Stai la plajă, cocktailuri și faci asta toată viața. De ce mai muncești în momentul acesta? Sau de ce mai vrei să faci atâtea traininguri? Pentru că ești foarte, foarte activă. Înțeleg că aduci foarte multă valoare în viața oamenilor, dar care este de ce-ul tău care te împinge mai departe de libertate? Ai pus o întrebare minunată. Eu mi-am bifat valoarea cu libertatea. Da? Doar că mai am și alte valori. Și una dintre ele este, de exemplu, contribuția. Adică să simt că ceea ce eu fac are semnificație și e, cum ai spus tu, valoros pentru alții. Plec după fiecare curs sau interacțiune cu clienții mei, deci am inimioara, uite așa, atât de multă bucurie și satisfacție îmi iau din ceea ce fac, încât și dacă n-aș fi plătită, tot asta aș face. Asta e o definiție, când iubești cu adevărat ceea ce faci. Apoi, autodezvoltarea. Eu cresc în timp ce îi ajut și pe alții să crească. Exact. Deci din acest dialog și eu câștig, și tu și ascultătorii noștri. Din orice training, am fost, de exemplu, vineri am fost la Cluj, am avut un curs de comunicare cu niște ingineri, programatori. Oameni tineri, deci au fost așa de efervescenți și atât de multă bucurie și aha-uri și niște conversații atât de mișto au ieșit acolo. Am stat 10 ore, da? 10 ore am stat cu oamenii în sală și am vorbit despre de toate, încât de ce n-aș face asta? Adică, serios, ce să faci cu timpul? Corect. Așa, plus, ca să nu fiu egoistă, mie îmi place să fac bani. Deci, nu îmi fac bani. Așa, pur și simplu. Deci, pe lângă faptul că îmi place ce fac, îmi place și să câștig bani. Da, nu. Se îmbină foarte bine. Adică să câștigi bani în continuare, deși obiectivul acesta de libertate financiară a fost atins. Bine, mai este aici încă un asterix. La fel, pentru că și independența asta financiară este ongoing. Adică e o definiție pe care noi suntem independenți financiar de, nu știu, 5 ani, ceva de genul ăsta. Doar că acum 5 ani, nevoile noastre sau cheltuielile noastre erau diferite de cât sunt cheltuielile acum. E, pe măsură ce fimiu crește și dau o cârcă de bani la școală și de la 2 vacanțe pe an am ajuns la 5 vacanțe sau 6 vacanțe pe an, se tot duce sus, știi, pragul ăsta de independență financiară. Și atunci, dacă noi nu adăugăm, trebuie să scădeți nivelul de trai. Exact, ceea ce n-are sens, adică nu, nu ăsta e scopul. Și atunci este un proces continuu. Dar îți dă extraordinar de mult confort, confort aici la mansardă. Da. Să știi că o faci pentru că vrei. Asta e, cred că dacă ar fi să concluzionez într-o singură frază independența financiară, cred că asta ar fi să faci doar pentru că vrei. E foarte tare. Bun. Ce-am mai auzit la voi doi și cred că e interesantă independența asta financiară și prin prisma relației de cuplu și în familie. Voi ați început, și asta menționai la început, ați început să câștigați împreună, ați început antreprenoriatul cumva separat, dar aproximativ în același timp și asta cumva v-a ajutat să accelerați un pic procesul, dar foarte important, ați avut un grad de economisire foarte mare.
Cum ați reușit să nu vă creșteți nivelul de trai în același timp cu creșterea veniturilor? Pentru că este cred că una dintre greșelile frecvente pe care eu le văd la cei din jurul meu și la cei cu care lucrez în ședințele de coaching financiar, este că pe măsură ce ne crește venitul, tindem să ne creștem și cheltuielile în același timp sau câteodată chiar mai accelerat. La care dintre întrebări să încep să-ți răspund? Că sunt într-adevăr. Sunt mai multe întrebări. Aveam afaceri diferite, le-am contopit după ce ne-am întors. În fapt, nu, după ce am născut eu și mi-am vândut afacerea. Deci la un moment dat aveam, deci înainte să nasc aveam 5 afaceri, 5 proiecte din care făceam bani. Da? Wow. 5. Ca să, okay. De când spunem, că abia reușesc cu unul, stai frate că, da? 5. Mai mult, alții mai puțin, dar ai mai multe surse de venit. Asta e o primă idee. Asta vorbesc doar de astea cu muncă. Nu spun de bursă. De exemplu, investește la bursă din 2010, cred. Ceva de genul ăsta. Cum am făcut să păstrăm, să nu creștem cheltuielile? Dezvoltare personală. Pentru că din ce am observat eu și la clienții mei, că nu se întâmplă numai la ei, cu cheltuielile, vin de multe ori, noi cheltuim pentru o imagine. De ce spune lumea? Atunci când nivelul stimei de sine sau încrederii în tine este scăzut, cauți elemente din exterior care să-ți consolideze imaginea. Corect. Ia uite-te ce mașină am. Îmi crește valoarea. Ia uite-te unde stau. Îmi crește valoarea. Da? Sau ia uite-te că am haine de nu știu ce brand. Îmi crește valoarea. Asta e un drive pentru care mulți oameni cheltuie peste posibilitățile lor. Da? De imagine și a ne acoperi niște goluri care sunt în, nu sunt afară. Și asta e educația. Și lipsa unui obiectiv clar pe termen mediu și lung. Adică dacă ai un obiectiv semnificativ, puțin probabil să dai, nu știu, dacă vreau să-mi cumpăr o casă, puțin probabil să dau 1000 de euro pe o poșetă când mă gândesc că de 1000 de euro cumpăr mobilia de dormitor. Adică, exact. Și asta este, da? Pentru că nu avem obiective. Ori eu sunt genul de om cu obiective de când mă știu, de la mama de acasă, și atunci asta mă face pe mine cu totul, cu toate proiectele pe care le am, să fiu foarte disciplinată și perseverentă. Dacă mi-am pus un obiectiv, înseamnă că ăla e important pentru mine și o să fac ce ține de mine să mă ating. Restul, că am sau n-am, nu știu ce, brizuri, zero barat. Adică n-au contat lucrurile astea pentru noi. Ok. Uite, ai menționat despre dezvoltare personală și despre educație financiară. Spune-mi, te rog, cum vezi tu rolul dezvoltării personale și al educației financiare în viața fiecărui om? Pentru că de multe ori tindem să, cred eu, să nu-i acordăm o importanță foarte mare acestui subiect sau acestor subiecte, dar de aproape întotdeauna ele pot să schimbe destine doar prin faptul că ne focusăm pe aceste direcții. Sunt esențiale, adică noi oamenii suntem super interconectați. Deci fiecare dintre noi este rezultatul educației de acasă, mediului în care trăim, oamenilor cu care ne întâlnim. Deci suntem un rezultat, da, la multe, multe lucruri. Unde avem noi control maxim? Doar asupra noastră. Mama și pătata nu cum să-i schimb. Da? Ok. Poți să schimbi țara mai mult sau mai puțin ușor. Dar primul element asupra căruia avem control total este propria persoană. Adică cum ne gestionăm mintea, ce băgăm aici. Și în momentul în care calitatea a ceea ce bagi aici crește, evident că și calitatea a ceea ce scoți, ceea ce livrezi, crește. Cum e garbage in, garbage out? Exact la fel. Și atunci, ce citești? Cu ce-ți ocupi timpul? Unde îți duci energia? Te uiți, mai întâi te uiți acolo, da?
ce faci tu în fiecare zi, ce faci tu în fiecare săptămână. Iar rezultatele o să le vezi peste X timp. Asta e un alt mindset pe care l-am învățat. Bine, sunt multe chestii pe care le-am învățat în paralel din viață, da, din business și din cărți. Doar că sunt convinsă că majoritatea oamenilor poate că au citit o carte. Au ajuns pe la urechile lor, băi, important ce faci astăzi pentru rezultatul pe care o să-l ai peste 3 luni. Atunci când ești în business, că e freelancing, când practic venitul tău depinde 100% de ceea ce tu faci astăzi. Adică eu știu că dacă n-am dat oferte, de exemplu, anul ăsta a început foarte slab. Am dat, cred că la jumătate număr de oferte față de anul trecut. E, faptul că eu am dat de 2 ori mai puține oferte în primele 2 luni ale anului față de anul trecut, ce îmi spune? Că peste 3 luni, cel mai probabil, venitul meu o să fie mai mic cu 50%. Corect. Da? Și asta e un lucru pe care gândești întotdeauna în permanență. Dacă eu vreau să am, ca și proverbul românesc, da? Vara îți faci sanie și iarna îți faci cal. Da? Dacă eu vreau să am ce să muncesc la toamnă, acum eu trebuie să caut clienți. Și când înveți asta de la 20 de ani, e deja parte din tine, adică nu. La 40 de ani sau mai devreme ajungi independent financiar, că ai și mindset-ul potrivit. Da, exact. Apropo de 20 de ani. Da, clar, clar. Și ajungem imediat și în zona aceasta. Apropo de bani și apropo de lucrurile cu care venim, că spuneai că suntem până la un anumit punct suma oamenilor cu care am trăit sau cu care ne înconjurăm. Aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere, rămânând tot în zona aceasta de finanțe personale, care sunt din punctul tău de vedere credințele pe care majoritatea românilor le au cu privire la bani și care din păcate îi împiedică să economisească și să investească eficient? Știu că e un subiect greu. Da, greu și lucrez mult cu el, pentru că credințele limitative sunt și la bani, și la business, și la relații peste tot. Asta ne țin pe loc. Cred că cea mai dureroasă și cea mai pregnantă la noi în România este că banii se fac greu. Da, peste tot, da, oamenii se fac, banii se fac greu. Că nu se poate, dacă n-ai primit o moștenire, dacă n-ai furat, dacă așa, nu se poate. Asta e prima credință, că banii se fac greu. Dragilor, cum să facem ușor în viața asta, dacă e să o luăm așa, da? Până la urmă, cum să vă spun, am născut un copil, credeți-mă că nu e ușor de lucru. Ușor. Cu asta, cu banii să fac greu, cred că am venit cu toții de acasă. Ce am schimbat sau cum s-a schimbat la mine, e pentru că am căutat niște contexte care să-mi pună sub semnul întrebării credința asta. Lucru pe care îl recomand tuturor. Când tu ești ferm convins că ceea ce crezi e corect, fii convins că greșești. Așa că mergi și caută și în alte părți. Vorbește și cu alți oameni. Mai citești o carte, mai ascultă un podcast. Înconjoară-te de oameni care îți arată că stai mă că s-ar putea să greșesc eu și s-ar putea că ăla să aibă dreptate. Deci banii se fac greu, asta e una. Nu poți să fii bogat și cinstit. Corect. Adică este ori-ori. Dacă ai făcut bani, ori ai furat. Și atunci... Pentru că noi suntem și un popor religios și avem multe de acolo. Suntem cinstiți, suntem oameni buni, deci nu putem să facem și bani, că ne murdărim. La pachet cu banii sunt murdari, că tot de acolo. Banul e ochiul dracului. Păi, dar nu vrem să-l băgăm în casă, Doamne ferește. Lasă să dăm banii la supermarket. Adică sunt alte forme. Ce mai avem noi? Ai nevoie de bani ca să faci bani. Asta am auzit, de exemplu, eu de multe ori acasă, că mama spunea ceva de genul că banul la ban trage și păduche la păduche, ceva de genul ăsta. Da? Deci dacă ești sărac, o să mor sărac, dacă ești bogat, o să mor bogat. Nu, eu n-am văzut chestia asta. Deci cam astea cred că sunt cele mai uzitate. Cum le schimbăm? Pur și simplu expunându-ne la altfel de informații. De exemplu, pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult să schimb mindset-ul ăsta Milionarul de lângă noi. O carte. Da? Pentru că aveam imaginea Deci aveam imaginea că păi, milionarii au mașini de lux, au vilă cu piscină. Adică imagini din astea de la televizor. Da?
de la televizor. Că și păi dacă la mine în cartier toți sunt săraci. Că dacă aveau mai mulți bani, aveau și vilă și cu piscină. Și citind cartea aia mi-am dat seama, bă, stai că majoritatea milionarilor nu aruncă banii pe mașini de lux și nici nu stau în cele mai scumpe zone și nici nu-și cumpără cele mai scumpe haine. Da? Aia sunt alții, e alt profil de consumator. Și aia a fost o carte care ți-am zis, pe mie m-a adus așa, stai că milionar poate să fie vecinul și eu habar să n-am de lucrul ăla. Da? Și așa se întâmplă. Uite, două lucruri vreau. Scuză-mă, continuă, iartă-mă. Asta era ideea. Eram curios, apropo de ce spuneai tu cu credința aceasta că trebuie să ai bani ca să faci bani și că în general mare parte din milionari sunt cei care au primit moșteniri și au primit bani din familie. Nu știu dacă în cartea aceasta Milionarul de lângă noi sau în altă carte citită era specificat că cel puțin în America peste 70% din milionarii actuali sunt milionari la prima generație. Asta înseamnă că ei au făcut bani, nu i-au primit din familie. Și dacă ne uităm la cei mai bogați, nu știu, 10 oameni din lume, majoritatea dintre ei au plecat din condiții foarte, foarte sărace. Tocmai eu cred că o atribuție a oamenilor care reușesc cu adevărat, ce ai menționat-o și tu la început, este curajul și alta ar fi determinarea. Ai plecat de foarte de jos, știi cum este și știi că vrei să-ți depășești condiția aceasta și depui tot efortul și faci tot ceea ce ține ca să ajungi acolo. Și cred că asta, din păcate, puțin o înțeleg. Faptul că nu ai și ai pornit dintr-o condiție destul de limitată, pentru că să recunoaștem, cei din generația noastră și poate și cei de după noi, dar și cei dinaintea noastră, am crescut cu foarte puțin. Adică toți eram la același nivel. În comunism, eu am crescut, copilăria mea mică, să spun, a fost în anii 80, în care toți eram la fel, nimeni nu avea, sau nimeni din cercul nostru, sau marea majoritate. Și atunci am primit într-adevăr credințele acestea că nu avem, nu se poate, banii se fac greu, banii sunt ochiul dracului și alte lucruri de genul acesta, dar șansele ca noi să reușim, pentru că am văzut ce înseamnă să nu ai și să putem să ajungem acolo unde există potențialul să ajungem, pentru că e o chestie și de mindset, trebuie să avem curajul și determinarea și disciplina și munca, că nu se poate doar cu curaj, dar fără muncă, să facem pașii respectivi spre obiectivele pe care ar trebui să le avem foarte clare în minte. Cumva cred că e o parte din drumul respectiv, apropo de, mai, de fapt de credințe limitative. Credințele, chiar mai e o vorbă care îmi place foarte mult, dacă te-ai născut sărac nu e vina ta. Dar dacă mori sărac, este o alegere până la urmă. Ai vorbit mult despre mindset și există mai multe cărți care vorbesc despre mindset-ul de creștere sau de abundență și mindset-ul de scarcity sau de limitare. Hai să vorbim un pic despre subiectul acesta, cât de important este mindset-ul și cum ne poate ajuta un mindset îndreptat spre creștere să ne dezvoltăm și la fel ca o recomandare la finalul răspunsului tău, poate cum putem să obținem un mindset de creștere, tu ai atins un pic subiectul acesta. Da, pentru că sunt interconectate. Mindset-ul de creștere ne permite să primim și să vedem oportunitățile ca pe o sursă de învățare. Atunci, în primul rând, nu ne temem de eșec. Eșecul este doar o altă lecție. Am încercat, n-a funcționat, ce învăț de aici, merg mai departe. În timp ce oamenii cu un mindset rigid, cu un mindset fix, dacă au încercat odată și nu le-a ieșit, pun egal, eu sunt proastă, altă dată nu mai fac. Ca să nu îmi subminez stima de sine. Deci asta e o primă diferență, care evident că te blochează, că noi învățăm făcând lucruri, în primul rând. Mindset-ul de creștere e în strânsă legătură și cu un fel de a gândi și de a vedea lucrurile optimist. Corect. Da? Adică încep să fac ceva cu credință, cu o speranță
că o să iasă bine. Da. Cei cu un mindset fix nu fac decât lucrurile alea pe care ei știu deja că le fac bine. Exemplu, dacă unui copil s-a spus când era mic că el e bun la matematică, da? Și el crește cu ok, eu sunt bun la matematică, nu mă apuc să desenez, nu mă apuc să cânt la chitară, nu mă apuc să dansez, pentru că mă fac de rușine că eu nu sunt bun acolo, eu sunt bun la mate. Și se pune singur într-o pătrățică din care nu mai iese. Și acum mi-a venit să fac paralela cu foarte mulți profesioniști și ajungem și la bani, care ei sunt foarte buni. Știu, sunt foarte bun medic, sunt foarte bun terapeut, sunt foarte bun inginer, sunt foarte bun programator, whatever. Câștig și mulți bani. Doar că spun, eu atâta știu să fac. Nu mă pricep la investiții, nu mă pricep la gestionat bani, nu mă pricep la... Da? Și nu fac. Cât ai încercat? Că nu știu. Sau că nu sunt bun la cifre. Încearcă, da? Uite-te, ia mâna, pune mâna pe carte, că ia pixul în mână. Exact. Și calculează. Exact. Să știi că văd și eu foarte des zona asta de oameni care sunt super buni pe ceea ce fac și care câștigă foarte mulți bani, dar zona lor de finanțe personale se oprește acolo. Pentru că ori nu au timp, ori cred că nu reușesc, ori cred că e prea complicat. Și eu le spun tuturor și un mesaj puternic pe care vreau să-l transmit de fiecare dată când am posibilitatea este că a câștiga banii doar o parte a poveștii. A îi conserva și a le crește valoarea este partea care te va duce spre independență financiară. Pentru că altfel în zona aceasta de a câștiga bani, tot timpul o să alergăm să câștigăm, să câștigăm, să câștigăm, dar ori o să cheltuim din ce în ce mai mult, odată pentru că avem o stimă de sine scăzută, cum ai menționat tu la început, a doua oară pentru că muncind atât de mult vrem să și vedem un rezultat pentru ce muncești și atunci tind să cheltui fără număr, apropo de melodie, și uit. Pierd din vedere faptul că eu ar trebui, pe măsură ce câștig din ce în ce mai mulți bani, eu să încep să muncesc din ce în ce mai puțin, nu din ce în ce mai mult. Și pentru a face lucrul ăsta mă ajută partea de economisire și investiții pe termen mediu și lung. De asta văd foarte mulți, mai ales medici, programatori, fac mulți bani, cheltuie ori foarte mult și atunci sunt tot timpul și suntem mulți dintre noi în acea cursă a șobolanului în care nu ne putem opri din muncă pentru că nu am reușit să punem niște bani deoparte care să ne ajute la acea libertate exact. Despre care vorbeai la început. Exact. Sau ne-am întins mai mult decât ne ținea plapuma. Mai este și asta. Când, ok, acum îmi permit. Și, nu știu, noi suntem în discuții, de exemplu, să schimbăm mașina. Și noi tot, bă, uite, băieții, când am un băiat, dar care este obsedat de mașini. Și așa. Și dacă ar fi după el orice mașină de 100-150 de mii este ideală. Da? Bun. Putem să cumpărăm o mașină de ea, dar nu pot, este mi-ncalcă toate valorile, toate convingerile, nu să dau 150 de mii o mașină când pot să investez banii aia peste 5 ani. Ai scos banii de o mașină normală din investiții exact. Și ți-au mai rămas și banii. Versus exact. Să băga 150 de mii de euro într-o mașină peste 5 ani și a pierdut valoarea. Deci ești în minus cu, nu știu, foarte mult. Corect. Asta vine tot din mindset și din experiență și din cărți și din tot ce ai experimentat. Și cred că mai vine și din oamenii cu care te înconjori. Și poate ar fi interesant să acoperim și subiectul acesta. Da. Cât de important, până la un punct, familia este singura zonă a noastră de contact. Apoi anturajul, că vorbim de liceu, facultate, dar de la un anumit punct încolo ne putem alege oamenii cu care ne înconjurăm. Cât de important este anturajul sau anturaj în sens pozitiv, nu vreau să dau o conotație negativă, ca să ne dezvoltăm. Negativ, că este la fel. Da, corect. Deci, că, e la fel da, de mare. Exact. Ca să ne ajute să mergem și mai departe, și în zona asta de dezvoltare personală și în zona de dezvoltare financiară. Este extrem de important. Super mega important și este de când ești copil.
nu doar de la 20 încolo, da? De când ești copil. De exemplu, noi îi plătim școală privată lui Albert în principal pentru mediu. Deci nu pentru performanțe academice, nu pentru să învețe nu știu ce, ci pentru mediul în care își petrece atât de mult timp. Adică să aibă niște profesori care să fie și model uman. Că noi învățăm prin imitare, nu doar matematică. Nu față de la domnul George doar matematică și română. Uh-huh. Învață cum să te comporți, învață cum să vorbești, învață cum să te îmbraci, învață tot. Da? Tot. Apoi, colegii. Da? Și aici. Ok, poate sună urât, nu toată lumea își permite. Dar o taxă de intrare și un anumit profil al școlii filtrează și acolo. Părinții, un anumit tip de copii, cu un anumit nivel de educație și așa mai departe. Deci asta este un prim mediu în care eu aleg conștient să-l pun pe fine. Uh-huh. Ok. Da. Da? Dacă pot să aleg, da? Aleg un cartier unde să nu-mi fie frică să iasă pe stradă. Corect. Suntem într-un complex închis unde e de vreo de la 6 ani, iese singur afară și stă cu orele. Pentru că e complex închis. Este safe, avem iarbă cât vezi cu ochii. Am surprins acum vreo 2 ani, în pandemie, erau niște adolescenți care vorbeau în limba engleză despre investiții imobiliare. Da? La noi, pe alee, în complex. Și am zis, băi, ce tare! Da? Ce tare! E alt exemplu de mediu. Este imposibil să nu se lipească de tine ceva dacă stai într-un mediu în care se vorbește despre bani sau despre prosperitate versus a vorbi despre droguri. Uh-huh. Da? Sau okay. Despre fetițe, mai știu eu ce. Uh-huh. Da? Și simplu. Uh-huh. Și apoi, pe măsură ce crește, evident că intervine libertatea noastră de a alege. Aleg eu în ce mediu să fiu. Uh-huh. Și putem să alegem de la facultatea pe care mi-o aleg. Nu doar ce învăț. Repet că dacă ne oprim doar la ce învățăm, na, este irelevant. Este absolut irelevant. Deci facultatea, jobul, angajatorul, cum e echipa, cum e managerul, ce pot să învăț de acolo. Adică am un manager care este un șef care mă freacă la melodie sau e un manager care este și un mentor și de la care pot să învăț ceva și mă ajută să cresc. Corect. Și întotdeauna gândit în contextul ăsta. Uh-huh. Și dacă vi se pare că vorbesc din cărți, nu vorbesc din cărți, este pentru că eu am făcut lucrul ăsta. Exact. Deci mi-am ales, ca să, la fel e o povestire pe care am mai spus-o. Aveam 20 de ani și am fost primul meu job full-time, 3 luni maxim, din cred că am stat 3 luni, s-a nimerit să fiu la o firmă de contabilitate, unde erau numai femei. Și o bârfă, și niște răutăți. Am plecat, le-am dat demisia, faceți ce vreți că eu plec de aici. Nu. Deci, efectiv, simțeam că e mediu toxic, eu nu vreau să am de-a face cu babe de astea nebune și am plecat. Fără niciun plan de siguranță, adică văd eu cum mă descurc. Da? Uh-huh. Unde m-am dus? M-am dus în domeniul ăsta de consultanță financiară, respectiv vindeam asigurări de viață și pensii private. Dar cum am ales asta? Pentru că aveam o prietenă care era, nu știu, la recepție, secretară, ceva de genul ăsta pe acolo, dar avea politică, trebuia să îmbrace office. Deci arăta prosper. Ok. Da? Și toți colegii ei arătau a oameni prosperi. N-arăta niciunul sărântoc. Da? Eu vorbesc strict de cum arătau, de mediu. Și am zis, bă... Asta vreau. Așa vreau și eu. Da? Deci am ales, cred că ăla e un mediu în care eu pot să învăț și să mă dezvolt. Uh-huh. Și m-am dus la interviu și după aia am aflat, stai că nu-i salariu, stai că nu-i nimic. Adică tu vii aici și câștigi bani dacă reușești să îți contracte. Da, exact. Și am zis da la provocarea aia. Și a fost cel mai bun, unul dintre cele mai bune dauri pe care le-am spus în viața mea, pentru că am învățat extraordinar de multe. Și mama mă întrebea, păi cum te duci la muncă și nu știi cât câștigi?
Nu știu. Ca la antreprenoriat. Am dat-o. Exact. Depende. De la 20 sau 21 de ani făceam asta. Cred că pe la 22 de ani am avut o lună super bună și am luat un comision cât salariul părinților mei pe 3 luni. Wow. Și a fost așa pentru mine, wow, stai că se poate. Apropo de banii se fac greu. Apropo de banii se fac greu, da, exact. Dar zic, ne asumăm niște riscuri că dacă rămâneam secretară într-un mediu care așa, cu siguranță evoluția era diferită. Da? Ești de acord? Mi-au fost puse cărți în brațe, am fost școlită. Ești de acord că suntem suma celor cinci oameni cu care ne petrecem cel mai mult timp? Adică succesul nostru la revedere. Da? Media oamenilor cu care ne petrecem cel mai mult timp, așa este. Și spun și eu. De asta îmi place să lucrez cu grupuri. Și fac grupuri, de exemplu, fac în mod constant de vreo 3 ani. Am grupuri de mastermind cu antreprenoare, tocmai pentru a crea, și ghiși ce, numărul este de 6. Da? Creez un grup de 6 antreprenoare cu care ne întâlnim din 2 în 2 săptămâni. Pentru a schimba mediul, pentru a avea un context și niște conexiuni care să te ajute să crești. Să-ți dezvolți, să-ți crești harta mentală. Deci da, suntem asta, zic că eu militez extraordinar de mult pentru mare atenție cu cine ne înconjurăm. Putem să alegem și lucrul ăsta. Zic, ok, am zis, nu pot să, mama nu poate să nu mai fie mama, dar pot să aleg cât timp eu am o relație extraordinar de bună și cu mama și cu tată și au fost super modele pentru mine. Zic în ideea că sunt relații pe care n-ai cum să le, chiar dacă te țin pe loc, dar poți să reduci frecvența. Adică nu te obligă nimeni să accepti să stai 30 de minute la telefon și, nu știu, cineva să spună că nu ești bună de nimic. Ok, bun, am înțeles, mi-ai spus odată de 3 ori, mi-ai spus că am fost acasă, acum lasă-mă. Exact, mă îndepărtez. Exact. Trebuie să mai fac o mențiune, Daniela, apropo de tine și de mine. Este că tu vei fi unul dintre speakerii de la Start Invest, ediția a patra. Este prima ediție pe care o să o facem atât în format fizic cât și în format online. E o provocare, pentru că ne mai făcând lucrul ăsta este o provocare. Dar locurile sunt destul de limitate, avem 120 de locuri în sală. Va fi interacțiune fizică, ceea ce ne-a lipsit, cred, în ultimii câțiva ani. Și în cadrul acestei conferințe tu vei vorbi fix despre independență financiară și o să avem un panel foarte, foarte mișto pe acest subiect, despre banii în cuplu, și eu abia aștept. Și vreau să le spun ascultătorilor și celor care ne urmăresc că te pot vedea pe tine și alții 7 speakeri la acest eveniment. Există și un cod de reducere pe care ei îl pot folosi, este Daniela20. Și față de prețurile afișate pe site, vor obține o reducere de 20%. Așa că dacă doriți să aflați mai multe detalii despre Daniela și să aflați, să o și vedeți în carne și oase și să interacționați și în pauze sau poate și în timpul prezentării, vă așteptăm la această conferință, care va fi chiar un eveniment super premium și care va oferi extrem de multe informații. Cred că va fi cea mai intensă zi de sâmbătă, poate la fel de intensă ca și cursurile tale de 10 ore. Da, abia aștept, chiar o să fie super, super eveniment. Ne apropiem? E foarte fain. Eu iubesc atât de mult interacțiunea asta de grup și energia care se face, se întâmplă în sală. Știu ce spui. Este mult mai mult decât informația pe care ți-o iei. Este toată energia, este tot vibe-ul, sunt modele și poți să vezi din orice, inclusiv din așa da sau așa nu. Exact. Deci din altă chestie de mindset de creștere, da? Din absolut orice. Păi, ce tare, vreau și eu să fac așa sau ce nasol, nu o să fac niciodată. Și tot e un learning. Corect. Și apropo de conferință, faptul că sunt doar 120 de oameni poate părea mult sau poate părea puțin, eu cred că va fi numărul ideal
pentru că vom putea să discutăm și cu participanții și să ne adreseze întrebări. Luăm prânzul împreună, suntem acolo pe toată durata evenimentului, va fi super, super tare. Acum ne apropiem de final și mai am... Te rog. Dar nu te lasă să-l termin. Faptul că noi facem panel și facem o discuție, o să dăm microfonul în sală. Da. Și ia să zic că îmi spune multe, ok, monolog, oamenii tot ascultă, implică-i. Și noi asta o să facem, o să vă implicăm exact. Și pe voi, așa că o să aveți și voi microfon pentru întrebări. Exact. Ultimele două întrebări cât se poate de pe scurt. Una este, mai ales că podcastul Educat și Bogat se adresează celor aflați la început de drum, fie în viața fie în zona de dezvoltare personală, fie în investiții. Ce îi spune Danielei, cea de la 20 de ani, pentru a o ajuta la început de drum? Și care ar, sau ce ți-ar fi plăcut ție să fi știut și să implementezi la 20 de ani pe baza experienței acumulate, deși ai făcut extrem de multe și destul de devreme? Să știi că m-am gândit la întrebarea asta când am văzut-o și... Băi, nu i-aș spune decât că ești foarte tare și fă în continuare așa. Pentru că, serios, uitându-mă în urmă, cu background-ul de acasă, de la facultate, de peste tot, sunt la... Deci, efectiv, la 20 de ani nu puteam să-mi imaginez și să cuprind cu mintea ceea ce am reușit să realizez astăzi. Și fac peste mai puțin de 2 luni, fac 39 de ani. Adică, mulțumesc. Cu mintea de atunci era imposibil să cuprind cât de multe am realizat. Uite și mă iau emoțiile acum. Deci nu i-aș spune decât atât, pentru că într-adevăr asta n-am auzit. Când, bine, nici acum nu prea aud, dar am învățat să trec peste și îmi spun singură. Că e bine, e suficient de bine. Da? Că e suficient de bine ceea ce fac. Și să mă bucur de proces. Asta, atât. Da? Să mă bucur mai mult. Da, exact. And enjoy the process. Da, așa. Pentru că blogul meu se numește și podcastul se numește Educat și Bogat, ne poți face și 2-3 recomandări de cărți, fie în zona de dezvoltare personală, mindset, economisire, investiții. Dumnezeule, întotdeauna întrebarea asta îmi dă cu șahmat, pentru că eu am... Prea multe. Cum să zic? Da, văd, da. Ca să înțelegeți, astea sunt doar cărțile pe care le păstrez, pentru că altfel n-aș avea loc în casă și nici nu-mi place să acumulez praf, și cărțile pe care știu că nu le recitesc, le dau. Deci asta tot ce vedeți aici sunt cărți pe care le-am citit cel puțin o dată. Da? Le citesc. O să spun doar despre bani, că dacă o iau în general așa sunt foarte multe, adică și inclusiv în capul meu sunt ordonate pe categorii. Zic cărți de leadership, ok. Zic cărți de comunicare, ok. Adică sunt așa pe căprării. La bani, ce m-a ajutat pe mine foarte mult, am spus, a fost asta cu milionarul de lângă noi, că mi-a dat și mi-a reașezat niște convingeri. Cadranul banilor al lui Kiyosaki. Care citit-o acum, la începuturile mele, și m-a ajutat să înțeleg foarte clar cât de importantă este diversificarea. Adică să am și bani din muncă, să am și din investiții, ce înseamnă cu adevărat antreprenoriat, că nu sunt freelancer. Da? Deci de asta m-a ajutat foarte, foarte mult în ideea de a diversifica, de a avea mai multe surse de venit, și că e absolut normal că nu poți să devii bogat, așa zic asta, că nu sunt la nivelul de CEO de corporație, este foarte greu să devii bogat, independent financiar, doar din salariu. Exact. Adică, sau, bine, asta dacă nu luăm 30 de ani, dar nu mai mă ajută foarte mult dacă sunt independent financiar la 65, la pensie. Adică ești independent oricum dacă e pensie. Deci, na. Depinde de standard. Și în rest, tot de bani, zic că îmi scapă tot ăla cu, nu, deci milionar de lună. Mai sunt de milionar. Da? Dar e la bani, în fel, este o carte ușurică pentru toată lumea, la nivel de mindset, asta e foarte puternică pentru mindset. Jocul banilor, de la citit pe toate, adică numai ce să mai zic. Orice citiți, dacă ești la început de drum, orice citești, e bine.
pe măsură ce încep să acumulez câte ceva, rafinez. Exact. Deci, și mai găsești lucruri care să continue practic drumul acesta și nivelul de înțelegere al conceptelor din cărțile precedente. Ultima întrebare și poate cea mai, nu e cea mai importantă, dar care vine cumva să sumarizeze cumva toată discuția noastră. Dacă ai putea să scrii un singur mesaj de o propoziție sau o frază care să fie afișat pe cel mai mare panou publicitar din București și care să fie văzut de 100.000 de români în fiecare zi, ce ai scrie pe mesaj, ce ai scrie pe panoul acesta? Am gândit și la asta și mi-este foarte greu să-ți răspund într-o frază, că eu scriu cărți, adică eu vorbesc mult. Dar în contextul ăsta cred că aș spune, băi, citește o carte. Deci citește, învață. Ok. Da. Citește o carte și restul, bine, una acum, una peste două săptămâni și o să vezi cum lucrurile se schimbă. Exact, exact. Exact. Foarte tare. Cu o floare nu se face primăvară. E cea mai la îndemână și cea mai ușoară modalitate. Bine, eu tot țin asta cu cărțile că este old school. Într-adevăr, acum sunt și podcast-uri și emisiuni și așa mai departe. Doar că e alt nivel de profunzime. Exact. Da? Și le spun și clientelor mele, păi în momentul în care ai pus, am ascultat podcast, ok, alea sunt așa, ții refresh, ții un pic de... Nu vezi cu adevărat. Când vezi când ai luat cartea, când ai luat pixul în mână și în timp ce citești, subliniez, nu aș putea să o aplic eu asta, că dacă o citim așa ca pe romane, nu m-aș semnificativ. Dar cu pixul în mână, ok, eu ce aș putea face? Cum aș putea să aplic asta la mine în viață sau la mine în business sau la mine în portofoliu? Da, în concret, eu am cărțile, le citesc, subliniez ce este cu adevărat important, la ce vreau să revin. După ce am terminat de citit cartea, o mai recitesc încă o dată, atunci, da, terminat cartea, și mai reiau încă o dată tot ceea ce-i subliniat ca să mi se fixeze. Peste un an, peste doi, peste cinci, când vreau eu să... Oare ce era acolo? Mă duc la carte și reiau ce-am subliniat. Și eu subliniez cărțile și... Da. Exact. Și înveți cu adevărat. Am trecut ca gâsca prin apă, știi? Deci citiți, dragilor. Citiți, învățați, educați-vă, pentru că e... Cea mai bună investiție, de departe, cea mai bună investiție este asta în dezvoltarea noastră. Daniela, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai împărtășit cu noi. Foarte multă informație valoroasă și ne-am dus așa prin mai multe subiecte, și zona de mindset, și zona de credințe, și zona de un pic de antreprenoriat, un pic de independență financiară. Am vorbit despre experiența noastră cu lucru cu oamenii, ce am identificat și cât de important este și anturajul, cum ai menționat tu, și pozitiv și negativ. Faptul că dacă ne dorim libertate, să avem în vedere că salariul nu este suficient și antreprenoriatul, deși este partea cea mai complicată, să spunem, pentru că puțini reușesc, este cea care, dacă reușești, îți aduce cele mai multe beneficii, să spunem. Sunt extrem, extrem de mult. Te rog. Scuza, pentru că nu vreau să se înțeleagă greșit aici. Doar din salariu nu poți să devii. Dacă ai un salariu bun și investești, e cu toată altă poveste. Pentru că nici antreprenoriatul nu e pentru toată lumea. Exact. Și deși eu iubesc antreprenoriatul, vreau să spun foarte clar, nu este pentru toată lumea și e ok așa. Adică sunt profesioniști foarte buni care câștigă mai mulți bani decât câștig eu din antreprenoriat, poate. Da, nu știu, sunt programatori. Păi, când ești un programator bun și câștigi 5-6 mii de euro, credeți-mă că este foarte mult. Majoritatea antreprenorilor câștigă banii ăștia într-o lună. Și cu stres și nu știu ce. Doar că banii aia pe care îi câștigi ca și liber profesionist sau ca angajat, nu ai să-i pui să muncească pentru tine. Da? Deci sunt multe scenarii și nu vreau să gândesc că, păi, doar din antreprenoriat. Nu, asta a fost metoda pentru noi. Pentru că nu... Da, n-am avut răbdare să învăț programarea, da, sau orice altă meserie. Deci fiecare cu ce îi se potrivește. Dar ideea, să zic, de cadranul banilor. Ei, poți să ai din salariu și investiții. Poți să ai din antreprenoriat și investiții. Noi a fost antreprenoriat și investiții. Da? Bun, te-am foarte întrerupt.
vorbesc. Nu e nicio problemă. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai împărtășit pentru noi. Aș vrea în încheiere să te întreb dacă dorești să mai adaugi ceva la toată discuția noastră de astăzi. Abia aștept să adaug la conferință. Da, nu mai adaug. Adică am tot adăugat. Ai văzut pe măsură ce a evoluat conversația. Vă așteptăm la conferință pentru că sunt convinsă că o să fie o energie foarte, foarte faină și multe lecții, așa, mai personale, mai cu cifre, pentru că și colegii noștri de pe scenă, da, sunt cei care o să vină cu cifrele concrete, cum să faceți investiții, cum să începeți cu bursa, cum să faceți imobiliar și mai departe. Dar o să fie și discuții din astea, cum le spun eu, uite, vezi ce facem noi, conversația asta, unde nu lucrăm neapărat pe cifre sau ceva concret cum să faci. Dar eu știu că oamenii își iau de aici scânteie. Exact. Da? Hai mă că se poate. Iar această stare din băi, hai mă că se poate, face că tot ceilalți, toată cealaltă informație să se așeze, știi, să trecem la acțiune, nu doar că știm. Ok, majoritatea oamenilor știu. Dar dacă nu pun în aplicare, e egal cu zero ce știu. Exact. Și așa că un mix din ăsta, eu cred că o să se întâmple la conferință. Mulțumesc mult și mulțumesc și pentru că ai acceptat să fii speaker la conferință și pentru acest podcast. Mulțumesc și eu tare mult, să vă fie de folos. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați rămas până la final și sperăm că această informație sau aceste informații pe care le-ați primit în acest episod să vă fie de folos atât la nivel de mental, cât și la nivel de acțiune și vă așteptăm cu mare drag la un nou episod Marca Educat și Bogat data viitoare. O zi bună. La revedere. La revedere.